Consiliul Local Râmnicu Sărat a aprobat în ședința de ieri alocarea unei sume pentru achiziționarea de pachete cu alimente pentru familiile nevoiașe cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În apropierea Crăciunului, bătrânii singuri cu venituri mici, familiile cu mulți copii și persoanele cu handicap aflate în situații speciale vor primi în dar produsele de care au nevoie pentru a avea o masă plină de sărbători. Și anul acesta Consiliul Local a aprobat acordarea pachetelor pentru o anume categorie de cetățeni. Sunt 200 de pachete, valoarea totală însemnând 20.000 de lei. Pachetele se vor acorda în urma unor anchete sociale efectuate de angajații Serviciului Public de Asistență Socială. Autoritățile locale cunosc situația grea cu care se confruntă și alte zeci de familii, dar bugetul mult prea mic nu permite alocarea unei sume mai mari pentru acordarea unor astfel de ajutoare. Lista cu beneficiari a fost modificată față de 2015 datorită unei noi condiții. Cei care au datorii la bugetul local nu primesc astfel de pachete.